înseamnă și o bucătărie nouă și asta înseamnă că am chemat niște oameni care să ne prepare ceva foarte gustos și foarte bun. Astăzi a venit Julio Rivera și Manolo Maldonado de Mexico, din Mexic. Toate bune, din Mexic, da? Ce v-ați gândit să ne pregătiți astăzi în bucătăria asta nouă și frumoasă? Da, e foarte frumos acum. E, bine, și era. Era înainte, și înainte era la fel de frumoasă, dar acum e altceva. Gatim tacos al pastor se cheamă. Avem două variante de tacos pui. Tacos al pastor. Al pastor, ok. E, se face cu, e un sos făcut cu ardei, guajillo, pasilla, deci ardei proaspăt. Niște ardei, da? Deci ăla ardei proaspăt, ăla e singurul pe care îl cunosc. Ăsta ce ardei? Alt ardei. Se cheamă guajillo. Guajillo. Și asta chile pasilla. Chile pasilla. Da. Și nu faci o combinație. Nu sunt iuți? Nu, se face un sos cu asta, se amestecă cu ananas și mai multe condimente, că ceapa, usturoi, chimion. Aha, bravo. Și astea toate le tragi la tigaie? Da, la tigaie. Perfect. Se face tacos, quesadillas și un taco cu... Astea așezate, așa se numesc, că am uitat eu. Cum se numesc astea? Taco. Asta e taco, nu? Aha. Și quesadilla? Și quesadilla e așa ca o plăcintă, aha, nu? Aha. Toate sunt de Mexic, mi-e place foarte mult mâncarea din Mexic, dar niciodată nu știu nici cum să o prepar și nici cum se așează întotdeauna bine. Astea sunt niște sosuri speciale din Mexic, da. Speciale din Mexic, cu asta ce? Asta avem la tienda, el torito. Iuți? Sunt iuți, dar ușor, tienda? Ușor, el torito. Așa, da. Asta sunt de vânzare la noi, avem multe sosuri diferite, cu ardei verde, cu ardei roșu, ardei pasillo. Guajillo, așa multe, că așa la noi sunt multe feluri diferite de ardei. Dar nu toți sunt iute. Avem capia, gogoșar, niște capia, gogoșar. Da, da, și avem și noi. Ai da. Venit și voi? Ai da. Venit. Tot ardei, dar știu că Mexicul e patria ardeiului iute, da. Adevărat, nu? Este. Cred că data trecută ne-ai și spus că există un ardei iute cel mai iute. Habanero. Ăla mic, așa? Era mic și foarte, foarte puternic. Și foarte, și foarte aromat, puternic. Dar foarte puternic. Păi ce să vă zic, să aveți... Da? Iana! Da! Primești cu Colindu! Păi acum? Păi cum, tu ai mexicani în bucătărie și n-ai muzică? Da, n-am, dar avem mâncare! Băieți, încerc!